Glorificat să fie Domnul. am pus în dificultatea dacă mai trebuie să predic sau să transmit câteva gânduri, tocmai din considerentul faptului că timpul este înaintat și nu vrem să uh, punem răbdarea niciunui om la încercare în această zi, dar uh, voi încerca. Să vă împărtășesc câteva gânduri din Cartea Întâi împărați de la capitolul 18, textul biblic de astăzi, pagina Biblie 381. Vă invit să vă ridicați pe picioare. Cartea Întâi împărați de la capitolul 18 vreau să citesc de la versetul 16 până la versetul 40, inclusiv cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care ne pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu ne pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și v-ați dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine la muntele Carmel și pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, Până când vreți să-și de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând, Baale, auzine, Dar nu s au auzit nici glas, nici răspuns și să reau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, striga stare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au iurat până în clipa când se aducea Gerfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. El i-a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat și i a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat a luat 12 pietre după numărul semințiilor filor lui Iacov, căreia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului, a făcut în împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânți. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți patru vedre cu apă și vărsați pe arderea de tot și pe lemne și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta o dată. și el a făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-a făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea gerfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel. Fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a misuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a și apa care era în șanț când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și biserica zice, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorociul lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape și au pus mâna pe ei. Ilie a coborât la părul Chison și a înjunghiat acolo. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Așa cum deja în studiile biblice care au fost prezentate în duminicile anterioare, s-a afirmat adevărul faptului că Ilie, acest om al lui Dumnezeu, constituie prototipul Bisericii lui Dumnezeu, care a avut un deznădământ extraordinar în sensul în care Ilie, după ce a slujit lui Dumnezeu și și-a încheiat misiunea la care Dumnezeu l-a chemat, spune Biblia că a fost înălțat la cer. A fost răpit la cer, pentru ca să fie totdeauna cu Domnul, tocmai datorită evlaviei și credincioșiei lui, același misiune, același drum, același deznodământ pe care îl așteaptă și biserica. Să-și facă lucrarea la care Dumnezeu a chemat-o și deznodământul bisericii să culmineze cu înălțarea bisericii la cer, așa să lucreze Dumnezeu. Dragii mei, în această zi, în fața noastră, stau două personaje biblice, două figuri arhetipale, pe de o parte, Ilie, care este reprezentantul și ambasadorul lui Dumnezeu între oameni, pe de altă parte, Ahab, care este rege în Israel, are o poziție importantă, ar fi trebuit să fie o voce a lui Dumnezeu și un reper al valorilor spirituale și morale, numai că omul acesta, din cauza faptului că a avut o asociere nepotrivită, o căsătorie greșită cu Izabela, care l-a influențat spre rău, i-a înduplecat inima spre tot felul de idol idol și spune Biblia că erau cel puțin doi zei la care se închinau, Baal și Astartea. E, în zona respectivă, în lucrarea din Israel, erau 450 de proroci care reprezentau acest idol numit Baal, de cealaltă parte erau 400 de proroci care reprezenta zeul Astartei și prin urmare Ahab, Izabela, conducerea din vremea de atunci se închinau idolilor lui Baal și Astartei și în mod evident a apărut un conflict interior în sânul națiunii evreiești. De ce? Pentru că din totdeauna Dumnezeu când și-a ales poporul Israel și l-a ales ca popor al său care să fie un fel de model și lumina celorlalte popoare. Numai că cu trecerea timpului ei privind spre alte entități, spre alte state, spre alte neamuri, au dorit și ei să aibă un împărat peste ei, fapt pentru care mai târziu se instalează forma de guvernământ numită monarhia. Au fost mai mult împărați, începe perioada monarhiei cu regele Saul și iată că în textul de față vorbim despre regele Ahab care domnește în Israel. E vreau să vă spun că Ahab s-a îndepărtat de Dumnezeu. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu are diferite metode prin care îi vorbește. Unii ori Dumnezeu îi vorbește prin Biblie, Altorii vorbește printr-o predică, altor printr-o cântare creștină, altor printr-un vis, printr-o revelație. Dar când omul nu mai deschide Biblia, îi mai poate vorbi Dumnezeu prin Biblie? Când omul nu mai vine la biserică, îi mai poate vorbi Dumnezeu prin biserică? Răspunsul este în mod logic nu. Și atunci să nu credem că noi scăpăm de dragostea unui Dumnezeu care vrea să ne facă bine. Și mai mare decât orice tip de bine pământesc este binele etern, mântuirea sufletului și asigurarea unui destin etern sus în Împărăția Lui Dumnezeu. Însă, vreau să fac afirmația faptului că atunci când poporul Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu și a căzut în apostazie, lepădând valorile și principiile sacre pe care Dumnezeu le-a statuat în legea vechi testamentară, spune Biblia faptul că Dumnezeu a îngăduit ce? O secetă care a durat câți ani? Trei ani și jumătate. Și Dumnezeu voia ca prin această secetă, prin această criză de rețea hidrografică, în mod evident, după secetă urmează o a doua criză, ce criză? Criza economică, fiindcă atunci când nu mai e ploaie și nu mai este vreme bună, în mod evident apare criza agrară, recesiunea economică și uitați-vă că Dumnezeu vrea să transmită un semnal poporului Israel. Prin această criză de secetă și de recesiune economică, mă, oameni buni, voi v-ați îndepărtat de valorile lui Dumnezeu și trebuie să vă treziți, să vă însușiți valorile lui Dumnezeu și să vă apropiați de Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și Dumnezeu, prin această criză pe care a îngăduit-o, voia de fapt să-i trezească pe cei din națiunea lui Israel. Credeți că au înțeles ceva? Pe ce credeți că românii înțeleg ceva când este vorba despre faptul că sunt o grămadă de drame care se întâmplă în lumea asta? Când se uită și văd cu tremure peste cu tremure, inundații peste inundații, când se uită și văd războaie la granițele țării noastre și nu numai. Când văd pandemii nenorociri, tot felul de dezastre, destrămări de familii, toate astea sunt consecințe ale faptului că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin toate aceste Necazuri, drame, boli incurabile, suferințe de tot soiul. Dumnezeu vrea să transmită un mesaj. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca prin aceste mijloace de constrângere să trezească mintea omului că merge în direcția greșită. Și Ahab n-a înțeles nimic din toată treaba asta. Cum exact se întâmplă deseori și cu noi să nu înțelegem nimic din mesajul lui Dumnezeu? Încă e Dumnezeu o boală, despărțire de cei dragi, încă Dumnezeu drame, încă de Dumnezeu războaie, încă e Dumnezeu virusuri peste virusuri, în speranța că omul se face mai bun, se schimbă și se întoarce la Dumnezeu. Să nu credeți că întotdeauna suferința îi face pe oameni buni. Să nu credeți că dramele din viață întotdeauna îi va trezi pe oameni să întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă că Ahab n-a înțeles nimic din toată treaba asta, ba mai mult el a încercat să dea vina pe cine? Pe Ilie. Care propriu zis Ilie era omului Dumnezeu, care realmente vorbind nu avea nicio vină pentru care s-a ajuns la această perioadă de secetă. Acum, Predica mea din această zi, mă rog, reflecția mea teologică din această zi, vrea să se circumstanțieze acestui titlu și anume Biserica între autentic și fals. Biserica între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău, între autentic și fals, și aceste două personaje arhetipale biblice ne vor folosi nouă de călăuză ca să putem evidenția câteva particularități Analizate prin comparație între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău, între lucrarea omului Dumnezeu Ilie și lucrarea păgânului împărat Ahab și a conducerii sale din vremea de atunci. Și a spune că prima distinție, prima particularitate pe care vreau să uh, o luăm în calcul este o problemă de mentalitate. Între Ilie și Ahab se observă o discrepanță de gândire, de mentalitate. Pe de o parte, vreau să observați că în ceea ce îl privește pe Ahab se observă multă confuzie. El nu crede în controlul suveran al lui Dumnezeu, dar când stă de vorbă cu Ilie îi spune tu ne norocești poporul, de ce? Din cauza faptului că a venit seceta. Hei, stai puțin, ești într-o fractură logică. Păi dacă tu, Ahab, împărate păgân, nu crezi în Dumnezeul lui Ilie că este suveran. De ce totuși dai vina pe el că din cauza lui Dumnezeul acesta a adus seceta și a oprit ploaia? Deci, înțelegeți ideea? El nu crede în Dumnezeul lui Ilie care este suveran peste ploaie și să oprească ploaie, dar îl acuză pe Ilie de faptul că Ilie este cauza acestei probleme. Și aici mi se pare o inconsecvență și o contradicție între afirmații. Pentru că omul fără de Dumnezeu este un om confuz, difuz, obscur, ambigu în gândire, în afirmații, în acțiunile pe care le întreprinde, pe când omul lui Dumnezeu are claritate și este totdeauna dispus să afirme adevărul. Uitați-vă, pe de altă parte, Ahab, în ceea ce privește acest soi de mentalitate eronat, nu doar se observă confuzie, se observă și o lipsă de înțelegere a cauzei problemei. Pentru că omul care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu înțelege diferit lucrurile. Uitați-vă dumneavoastră. Și cu titlul de exemplu, vreau să vă spun că în urmă cu ceva ani de zile am fost invitat să predic undeva la evanghelizare și după aceea frații în bunăbăința lor m-au invitat să stăm la o părtășie, la masă, undeva într-un loc public, într-un restaurant și la cealaltă masă am auzit un domn la vreo 50 de ani care se lăuda și spunea vorbe de maniera asta. Domne zice, nevasta mea este și a folosit un epitet nepotrivit. Și prietenii care erau cu el acolo de anturaj, de pahar, zice, dar de ce spui asta? Păi zice, eu mi-am înșelat nevasta seara trecută și nici măcar folosește din nou același adjectiv peiorativ, nici măcar nu și-a dat seama. Și ăștia râdeau și făceau mișto pe seama acestor chestiuni. Și m-am uitat la masa aceea, oameni cu părul alb, nu era nimeni care să spună să-ți fie rușine. Pentru că atunci când te-ai dus la altar, ai încheiat un legământ cu soția ta și ai promis că vei fi alături de ea toată viața. Dar pur și simplu îi găseau de bună fapta reprobabilă, gravă, păcătoasă, pe care omul respectiv o făcus. Ați întâlnit oameni care la locul de muncă se laudă cu halbele de bere? Ați văzut oameni vecini, prieteni, rude care se laudă cu păcatul? Oricum cum de noi am ajuns atât de rău oamenii să ne lăudăm cu mojicia unor fapte abjecte și cu păcatele? Știți de ce? Pentru că mintea noastră este întunecată de diavolul și de păcat. Și stăpânul celor mai mulți nu este Dumnezeu, este diavolul. Pe când omul când se întâlnește cu Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește, de ce înseamnă pocăință? Își asumă vinovăția, regretă faptele păcătoase pe care le-a făcut. Vrea ca Dumnezeu să fie Dumnezeul lui, și își predă viața în mâinile lui Dumnezeu, din momentul acela se schimbă ceva în omul respectiv. Și primul lucru care se schimbă este mentalitatea. El nu se mai laudă cu păcatul, el nu mai iubește păcatul, el luptă împotriva păcatului, păcatul fiind cel mai detemut și perfid dușman al vieții lui. Dintr-o înțelege că dușman nu-i soacra, nu-i Nora, nu-i vecinul. Dușmanul de temut împotriva căruia trebuie să lupte este diavolul și vicele cu care diavolul vrea să-i lege pe oameni. De aceea, dragii mei, uitați-vă că Ahab nu are claritate, nu are o înțelegere coerentă, are fracturi de logică în discursul său, ba chiar mai mult decât atât, când este vorba să-și asume vinovăția, el dă vina pe ilie. Cum se întâmplă deseori, oamenii care păcătuiesc să zică că devine eu oricine altcineva, numai ei nu sunt de vină. Însă, omul lui Dumnezeu însă, întotdeauna va avea o minte clară, o minte înțeleaptă, se spunea la ora de rugăciune, și omul luminat de cuvântul lui Dumnezeu se va raporta diferențiat la viață și acțiunile ei. De ce? Pentru că va avea alte valori. Și vreau să reține această afirmație. Valorile pe care noi le avem determină deciziile pe care noi le luăm. Iar deciziile noastre au consecințe pe termen scurt, pe termen lung și pe termen etern. Mai zic încă o dată, valorile pe care noi le avem determină deciziile pe care noi le luăm, iar deciziile prin ele însele au consecințe. Dacă, de exemplu, pentru mine mașina este o valoare, chiar și atunci când predic mă gândesc la ea, Bă, să nu mi-o cineva. Dacă pentru mine biserica e o valoare, sufletul e o valoare, Biblia e o valoare, rugăciunea constituie o valoare, toate acțiunile din viața mea se circumscriu zonei spirituale. Dar când eu am alte valori, diferite de valorile lui Dumnezeu, atunci mintea mea și căutările mele vor fi diferite. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, că un om când se întoarce la Dumnezeu, în primul rând, îi se schimbă valorile. Dacă pentru atunci singura lui valoare este să arate că poate, că se descurcă mândria, o invidia, răutatea, concurența nepotrivită, când se întoarce la Dumnezeu, înțelege că cea mai de preț valoarea lui este de sufletul. Nici măcar trupul. Pentru că trupul ăsta se va descompune într-o zi și va înțelege că există o valoare mai de preț decât orice bun material din lumea asta. Trupul ăsta se va descompune într-o zi. Mașina pentru care ai muncit într-o zi se va deteriora. Bunurile patrimoniale pe care le-ai achiziționat cu trudă, cu muncă, toate se vor pierde. Averea pentru care ai muncit, alții ți-o vor lua. Și singurul lucru pe care îl vom lua cu noi când vom pleca din lumea asta este sufletul nostru, care nu va ajunge decât la una din două adrese, raiul sau iadul, cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu. Și omul atunci înțelege când se întoarce la Dumnezeu că cea mai de preț valoare este sufletul lui și el trebuie să-și mântuiască sufletul. nu erau rău că se-a asigurat case, mașini, etc. Atunci el zice, îi musăi să-mi asigur sufletul. Mai întâi de orice. Pentru că atunci când omul nu se întoarce la Dumnezeu, alte valori sunt peretina lor. De exemplu, să am un trai mai bun. Și omul ca să câștige o de ore în plus la salariu, e în stare să meargă până în cel mai îndepărtat punct al lumii. Face 3-4 zile pe autocar până acolo. Numai să câștige un ban în plus. Dar ca să-și mântuiască sufletul, nu e în stare să vină să traverseze strada, să meargă la biserică. Pentru că nu sunt valorile lor astea. Dar când omul se întoarce la Dumnezeu pentru el, Dumnezeu, sufletul, familia devin valori non-negociabile și orice decizie pe care o ia în viața asta, o ia în funcție de aceste valori eterne. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. A doua caracteristică între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău, uitați-vă la diferența de cantitate, de mulțime. Ilie era unul singur la momentul respectiv în fața marii provocări de pe muntele Carmel. Ilie era omul lui Dumnezeu. Câți proroci falși erau? 850. Și a lui Bal, 450. Și uitați-vă că în momentul de față sunt 450 de proroci falși contra unuia singur. Știți ce îmi spune mie asta? Întotdeauna vor fi mai mulți oameni de partea păcatului decât de partea adevărului. Întotdeauna vor fi mai mulți oameni care vor trăi sfidând voia și principiile lui Dumnezeu, decât aceea care se vor lupta să trăiască în nepricănire. Chiar Biblia spune, pe calea aceasta lui Dumnezeu este o poartă strâmtă și puțin sunt cei ce o află. Pentru că cei mai mulți oameni vor să închetuiască, să trăiască în desfrâu, în fapte de rușine și să nu dea în ziua de apoi niciun fel de socoteală. Domnule, între clipa, aici e raiul, aici e iadul, cum, unde o mere toată lumea, îi mere și eu. Și uitați-vă la această filozofie de șartă străină de Biblie. Și în această zi Dumnezeu ne pune față în față cu aceste două personaje biblice. Pe de o parte Ahab, care nu are treabă cu Dumnezeu și cu valorile lui Dumnezeu, și Baali, și prorocii lui Baal, iar pe de altă parte un om al lui Dumnezeu pe nume Ilie, care să lupte să trăiască după valorile lui Dumnezeu. Și mie și dumneata, tuturor oamenilor de pretutindeni, Dumnezeu ne-a lăsat o lege standard după care să ne evaluăm în viața asta. Legea asta standard se numește Biblia. Spuneam aseară la cursul de cateză candidaților la botez, faptul că eu dacă afirm, nu știu, că boxa asta e bună sau rea, de exemplu, eu afirm că boxa e bună, Ovidiu afirmă că boxa e rea. Știți că în mod implicit apare al treilea termen de referință? Deci primul sistem de referință e părerea lui Ovidiu, că boxa este rea. Al doilea sistem de referință este, este ce am spus eu, că boxa este bună ele, în ele însele, sunt puncte de vedere antagonice. Și atunci apare în mod implicit și logica a treia lege. Legea standard, după care eu afirm că lucrul ăla e bun sau rău. După care lege standard, eu am afirmat că boxa respectivă e bună sau rea. Care este legea la care m-am raportat? Prindeți ideea. Când un om afirmă că un lucru este bun sau rău, în funcție de care lege standard afirmă că un lucru este bun sau rău, cine îmi spune mie că lucrul respectiv este bun sau cine spune mie că lucrul respectiv este rău? Prin urmare, avea dreptate lui Apologetul Creștin de secol trecut, care spunea profesor universitar la Oxford, faptul că nimeni nu poate afirma că o linie este strâmbă decât dacă în prealabil a văzut cum arată o linie dreaptă. Trebuie să ai un sistem de referință comparativ. Ori această lege standard după care noi, oamenii, ne ghidăm viața, este legea lui Dumnezeu exprimată în Biblie. Și atunci, deseori, întâmpinăm filozofii, dar îi iartă Dumnezeu păcatele omului care a trăit așa? Păi, da, dacă o iei după părerea ta, tu oricând vei fi pasibil de erezie. Dacă iau după părerea mea, oricând voi fi pasibil de erezie. Dar noi trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viață. E cuvântul lui Dumnezeu care nu suportă niciun fel de negociere. Este cuvântul fără de greșeală, infailibil al lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul pentru asta. Și sigur că aș mai avea până la șase caracteristici destule, dar mă opresc la a treia, la jumătatea predicii. A treia caracteristică pe care vreau să o evidențiez, dragii mei, este diferența de metodă de lucru între Ahab și prorocii lui Baal și omul lui Dumnezeu Ilie. Și vreau să observați câteva sublinieri foarte important. Prorocii lui Baal pun și juncul îți gata să se roage și ei să vină foc din cer ca să se misie jertfa lor. Numai că după ore întregi de rugăciuni, de suplicații, de străduințe, de mijlociri, nu se întâmplă absolut nimic. Știți de ce? Fiindcă ei se închinau unui Dumnezeu fals. Unui idol fals. Prin urmare, dragii mei, zice că la un moment dat, văzând că nu apare niciun fel de răspuns supranatural, ce au făcut ei? Au luat săbii. Au luat și au făcut tăieturi. Zbierau, urau în gura mare, săreau în sus, în jurul altarului. De ce? Cumva, cumva să se întâmplă ceva. Și nu a fost niciun fel de minune, ba chiar aș putea spune că s-au făcut de minune. De ce? Pentru că oamenii ăștia dovedeau că ei construiesc pe o temelie greșită și se închină unui Dumnezeu fals. Uitați-vă că de cealaltă parte Ilie are alte metode de lucru. Una din metodele de lucru este adevărul. Tu, Ahabe, faci poporul acesta să-și și din cauza ta s-a ajuns la un astfel de haos al imoralității. Pe de altă parte, o altă metodă cu care lucrează Danie, omul lui Dumnezeu Ilie și trebuie să lucreze biserica lui Dumnezeu, este transparența. Ce îmi place verbul ăsta. Se uită Ilie și spune, amu, voi ați încercat cu tăieturi, cu suplicații, cu cereri, cu rugăciuni, cu de toate, și n-a mers. Și zice Ilie, acum, apropiați-vă de mine. Știți ce înseamnă acest verb predicativ, apropiați-vă de mine? Să nu existe niciun cuget omenesc care să aibă vreun fel de suspiciune că eu aș putea să pun un foc și focul ăla să se aprindă dintr-o dată. Nu! Pur și simplu, spre deosebire de ăștia care fac tăieturi spre distrugerea lor, el este un om al păcii. Ba chiar uitați-vă că dă prioritate prorocilor lui Baal. Ce mai întâi încercați voi. El nu se grăbește, el are pace, el dă prioritate. Iar construcția celor 12 pietre după cele 12 semințe lui Israel, este un simbol al unității, pentru că, acum n-am timp să intru în detalii, pentru că Israelul se divizase în două cu regatul de nord și de sud și vrea Ilie inspirat de Duhul lui Dumnezeu să spună numai în unitate coboară focul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Trebuie reconstruite cele 12 semiții care s-au divizat unii la nord, alții la sud. Și atunci când este unitate și cele 12 semiții se unesc și nu uitați că aveți tot același Dumnezeu, atunci va coborî foc din cer. De deci ce metodele de lucrare ale lui Ilie? Adevăr, transparență, pace, unitate, dă prioritate lucrărilor. Și de cealaltă parte ăștia să taie, urlă, își fac ei singur rău, se autodistrug. Și uitați-vă că așa este și cu omul între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău. Întotdeauna oamenii care merg ghidați după lucrarea celui rău se autodistrug. Coșmaruri, vicii, bani pierduți la păcănele, la aparate, pe beții, pe țigări, pe fapte de rușine. Trăind în imoralitate, pentru că asta este lucrarea celui rău. De cealaltă parte, lucrarea lui Dumnezeu este pace, odihnă, fericire, împlinire sufletească, sens, familii binecuvântate de Domnul. Și între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău, de cele mai multe ori, oamenii aleg lucrarea celui rău. Și spunea un pastor zilele trecute că la una dintre evangelizări a oprit o tânără și a zis, pastore, eu am făcut avort și de câteva săptămâni de zile zice, aud în vis de noapte glasul copilului care strigă, mama, de ce nu mi-ai dat dreptul să mă nasc? Mama, de ce nu mi-ai dat dreptul să mă nasc? Și ce am ajuns în culmea depresiei, am fost pe la psiholog, am fost peste tot, pentru că ea deja a făcuse ce? Lucrarea celui rău. Și atunci când faci lucrarea celui rău, diavolul te autodistruge, te bagă în depresii, în coșmaruri, te face să te învârți noaptea ca ușa în să nu mai găsești pacea, fericirea, împlinirea. Numai Dumnezeu dă adevărata fericire, numai Dumnezeu dă pace, numai Dumnezeu dă sens, numai Dumnezeu dă adevărata odihnă. De aceea suntem aici să spunem, între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău, alegem lucrarea lui Dumnezeu. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Cine poate da această o dignă? Cine poate da această pace? Cine poate da această fericire? Cine poate da iertarea de toate păcatele pe care le-ai făcut până astăzi? Unul singur, Iisus Hristos și sângele său vărsat la cruce, glorificat să fie numele Lui. Și uitați-vă, dragii mei, că sub aspectul metodologiei de lucru, întotdeauna diavolul va distruge Dumnezeu va construi. Și dacă ești în această zi aici și viața ta ți-ai făcut o țândări, cel ce poate să ia bucată cu bucată, să dreagă din nou altarul dărâmat al familiei tale, să vindece sufletul tău de rănile produse de păcat, este Isus Hristos, glorificat să fie numele Lui în veci. Și când omul se întoarce la Dumnezeu, mintea Lui se vindecă, sufletul Lui se vindecă, inima Lui este vindecată de rănile păcatului și este liberat de legăturile și vicile cu care diavolul i-a legat atât de pe oameni, ce bun este numele Domnului. Și îl slăvim că în această zi acești candidați de botez experimentează miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut în viața lor. Dumnezeu i-a iertat de păcate, Dumnezeu le-a restaurat viața și vor să înceapă o viață nouă cu Hristos. Dumnezeu să vă întărească, Dumnezeu să vă sprijine și Dumnezeu să vă dea putere. Vreau să închei spunându-vă faptul că. O familie crescută în spiritul valorilor creștine, o familie numeroasă de 13 copii. La un dat, fata de 19 ani s-a săturat să mai audă principiile și valorile lui Dumnezeu și a zis, eu vreau să trăiesc viața asta cum vreau eu. A plecat vreo șase ani de zile, a trăit în concubinaj cu un bărbat, în care a rezultat un copil. După aceea, acesta o lasă, rămâne cu copilul, din nou intră în interacțiune cu un alt bărbat, la un moment dat, și acesta întoarce spatele până la o vreme, ajunge disperată de tot, nu mai știe ce să facă. În 1998 se mută într-un oraș din America și este hotărâtă să își facă viața cum voiești. Cluburi de noapte, distracții, plăceri, o viață imorală. E vreau să vă spun că mai târziu se angajează, în anul 2001, chiar la începutul anului, se angajează la All Trade Center. Lucrează deja de câteva luni acolo și într-o dimineață când își bea cafeaua și se duce la etajul 64-lea, unde ea lucra la birou, se aude un zgomot puternic, primul avion American Airlines lovește primul turn gemene, apoi și al doilea, se anunță mare larmă, e un vacarm extraordinar acolo, e data de 11 septembrie 2001, oamenii sterorizați, fiecare în încercarea de a scăpa viața, ea repede coboară pe scări, de la etajul 64, 60, 50, 40, 30 și la etajul 13 se produce drama când ea este prinsă într-o scară cu niște plăci de beton, îi prinde părul, îi prinde mâna și piciorul drept. Au murit în acea zi aproape 3000 de oameni. Însă, vreau să vă spun că Fata aceasta a fost unul dintre supraviețuitorii de la drama din 11 septembrie 2001. În mod evident au fost momente de coșmar când a intrat în comă, s-a trezit din comă și când s-a trezit din comă, ea mărturisea și spunea așa. Atunci a adus aminte de Dumnezeul părinților ei și că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și a strigat, Doamne, dacă mă scap de aici, promit că te voi sluji toată viața mea. Atunci zice că o mână albă a venit și s-a întins spre ea. Ea s-a prins de mâna aceea și a avut încredere de plină că Dumnezeu îi va da biruință. Au venit salvatorii, după 27 de ore de căutări, au găsit-o acolo între plăcile de beton, luptându-se între viață și moarte. În mod evident a fost internată în spital, a suferit câteva operații, intervenții chirurgicale, săptămâni de zile de spitalizare, după aceea și-a revenit și Dumnezeu a adus-o la viață. Când s-a trezit din starea ei de comă, din conștiență, primul lucru pe care l-a cerut a zis, vă rog să-mi aduceți o Biblie. Concubinul ei a venit și a spus, și eu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și a spus, eu nu mai vreau să am niciun fel de relație cu tine până când nu ne vom căsători, pentru că eu de astăzi vreau să-L urmez pe Dumnezeu și nu mai vreau să fac niciun fel de păcat. Ea s-a întors la Dumnezeu, s lipit de Biblia, a început să citească regula Biblia, el s-a întors la Dumnezeu, s-au căsătorit și au format o familie binecuvântată. Acum ea mărturisea și spunea, Dumnezeu a fost bun cu viața mea. După o viață mizeră, trăind în imoralitate și în păcate și într-o viață de desfrâu, prin cluburi de noapte, trăind așa cum m-am priceput eu să trăiesc. Într-o zi, pe data de 11 septembrie, puteam să fiu o fată moartă, ca toți ceilalți aproape 3000 de oameni care au murit în ziua aceea. Dar Dumnezeu a avut milă de mine. Știți ce mă gândesc în sufletul meu? Că probabil rugăciunea acelor părinți care s-au rugat mult pentru fata asta, a făcut ca Dumnezeu să se îndure, să o țină în viață, să-i dea șansa unui nou început. În această zi, suflete dragă, care i fi, poate te afli sub niște dărâmături ale vieții tale. Poate că ai făcut alegeri care te-au autodistrus. Poate că ai făcut mai mult lucrarea celui rău decât lucrarea lui Dumnezeu. Poate că te îndepărtat atât de tare și te simți murdar în sufletul tău și simți că viața ta este o prăbușire și te afli într-un moment de ruină al vieții tale. Vreau să spun că Hristos poate să-ți întindă și ție mâna, să te ridice, să te aducă la viață și să-ți dea șansă unui nou început. Acești cinci candidați îți dovada faptului că Dumnezeu le-a dat a doua șansă. Mulțimii mari care este aici în această zi este o dovadă a faptului că Dumnezeu a dat a doua șansă. Și vestea bună este că și dumneata poți fi iertat, ridicat, reabilitat cu o singură condiție. În această zi să spui, eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu, mă prind de poala hainei Lui și vreau să-L cu toată inima mea, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți.